Duhul tău cel bun mă va vațui la pământul dreptății. Doamne, cel ce pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea l-ai trimis apostolilor tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, ci ne-l înnoiește nouă celor ce ne rugăm ție. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne cu darul Dumnezeu în Duminica Cincizecimii și acum o săptămână în urmă, Biserica și-a adus aminte de Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic și am auzit în duminica ce a trecut, vorbindu-se despre simbolul credinței și primele articole din simbolul credinței, primele 7 articole, și am auzit cum Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic au încheiat învățătura lor de credință în acest fel: cred și într-o Duhul Sfânt. Avea să mai treacă în jur de 50 de ani și în anul 381 avea să se întrunească al doilea sinod ecumenic, când de acum Sfinții Părinți, în cetatea Constantinopolului de acum, care era zidită și frumos împodobită de către Marele Împărat Constantin cel Mare, aveau să stabilească învățătura despre Duhul cel Preasfânt, despre Duhul cel Mângâietor, Duhul cel de viață făcător. Și Sfinții Părinți, de la Sinodul al doilea ecumenic, începând cu articolul 8 de acum, din simbolul credinței, acum și, așa cum și astăzi, am rostit cu toții crezul, căci o condiție sine qua non, o condiție peste care deci nu se poate trece la Sfânta Liturghie, este rostirea crezului înainte de Sfânta Jertfă. Când absolut întreaga biserică, așa cum și dumneavoastră ați făcut astăzi, ați rostit crezul, adică ne-am unit cu toții într-o singură credință. Și în felul acesta, uniți într-o singură credință, am putut ajunge la momentul culminant al Sfintei Jertfe, când pâinea și vinul de pe Sfânta Masă s-au transformat în trupul și sângele Domnului Hristos. Și mai e o condiție: iertarea, împăcarea cu Dumnezeu Tatăl, iertarea aproapelui și apoi apropierea de către a noastră a tuturor, de către Hristos Domnul. Prerugăciunea Tatăl nostru, prin care iarăși cu toții am rostit-o, l-am recunoscut pe Dumnezeu de Tată, de Tată al nostru, care ne poartă de grijă, de Cel care sfințește sufletele noastre, dar pentru aceasta i-am cerut ca să ne ierte nouă greșelile noastre. Și noi, venind către casa lui Dumnezeu și punându-ne în minte că în această zi să fim cu toții aici, în casa lui Dumnezeu, așa cum ne vedem, am iertat dinainte pe cei care poate ne-au greșit sau ne-am cerut iertare de la cei pe care poate i-am supărat în vreun fel, într-o ziua de ieri sau în dimineață, înainte de a pleca spre casa lui Dumnezeu, și așa aici am putut să rostim și să spunem cuvintele: iartă-ne nouă greșalele, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și cu aceste condiții am putut să participăm noi în această stare a noastră lăuntrică, împodobiți în felul acesta,
Căci iertarea, împăcarea, unirea cu Hristos, credința, mărturisirea credinței, acestea sunt podoabe ale sufletului nostru. Acestea fac parte din frumusețea lăuntrica noastră sau din creșterea noastră în Duhul cel Preasfânt, din îndumnezeirea noastră. Fac parte din duhovnicia și în duhovnicirea noastră a fiecăruia. Sfinții Părinți de la Sinodul al Doilea Ecumenic, prin articolul 8, au stabilit și au zis, cred și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Prin aceste cuvinte s-a recunoscut puterea și lucrarea cele de-a treia persoane a Preasfintei și Dumnezeieștei Trăimi în lume. S-a recunoscut puterea sfințitoare și înnoitoare, primenitoare a Duhului Celui Preasfânt. Și Duhul Cel Preasfânt, așa cum m-a mărturisit, este Domn de viață, Făcătorul. Adică El dă viață tuturor și El umple de viață. El este împreună cu Tatăl și cu Fiul, închinat și slăvit. Și acesta, Duhul Cel Mângâietor, Duhul Cel Preasfânt, a grăit prin proroci. Adică prin toți prorocii Vechiului Testament, pe care îi cunoaștem și, așa cum am spus de nenumărate ori, Sfânta Scriptură, întreg, alegoric sau retoric, oare mai lipsește din vreo casă? Nu aș crede că în aceste zile frumoase, de deplină libertate și de mișcare duhovnicească a noastră, este și o mișcare a lumii spre păcat, spre multe păcate, spre multe greșeli. Dar să nu vorbim despre acestea în această zi, căci e prea frumoasă viața cea în Duh, în Duhul Cel Mângâietor, ca să amintim de greșelile care despart pe oameni de Duhul Cel Mângâietor. Am zis, oare mai e vreo casă unde să nu fie Sfânta Scriptură și unde să nu se citească din proroci? Deci Duhul Cel Mângâietor, Duhul Cel Preasfânt, El a grăit prin proroci, prin toți prorocii Vechiului Testament. Și toată Sfânta Scriptură, Cartea Cărților, aceasta pe care o am adus-o așa aici în fața dumneavoastră, și aceasta este o ediție veche, din 1968, când s-au tipărit doar mai câteva exemplare atunci și s-a dat la fiecare parohie câte două exemplare. Și am căpătat și eu una din cele două, sau mai bine zis, părinții mei au căpătat, tatăl meu care s-a îngrijit. Ei bine, Sfânta Scriptură, deci întreaga Sfântă Scriptură de la un capăt la altul, este scrisă sub inspirația Duhului Celui Preasfânt. Și aș îndrăzni să spun și mai mult, că sunt proroci nu numai cei din Vechiul Testament, ci și apostolii s-au făcut ca niște proroci. De fapt, apostolia este o harismă ce s-a dat ucenicilor Domnului Iisus, celor 12. Știți când a fost ales și Matia, găsim în Cartea Faptele Apostolilor, care a luat locul lui Iuda. Deci, apostolia a fost o harismă dată în lor. Și în această harismă a apostoliei găsim și darul prorociei. N-au vorbit ei, apostolii, despre cele ce aveau să fie,
M-au prezentat ei de multe ori cuvinte deosebite și ceea ce avea să li se întâmple lor. N-a scris Ioan Apocalipsa? N-avem Apocalipsul scris de Ioan? Cartea unde ne prezintă cele ce au desfășurare, am putea noi spune, a vieții, a lumii, până la cea din urmă venire a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar până la cea de-a doua venire a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în lume lucrează, este prezent Duhul cel Preasfânt. Eu trebuie să mă duc, a zis Hristos Domnul, înainte de dumnezeiasca sa înălțare. Și dacă eu mă voi duce, voi trimite pe Duhul cel Preasfânt peste voi, pe Duhul cel Mângâietor. Și a spus Îngerul Domnului, a spus apostolilor, rămâneți în cetatea Ierusalimului până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și la 10 zile, după dumnezeiasca sa înălțare, pe când ucenicii erau adunați în foișor, cum spune Sfânta Scriptură, așa cum ați auzit citindu-se astăzi în Apostolul, care a fost din Cartea Faptele Apostolilor, în ziua cincizecimii și când apostolii erau toți adunați la un loc, din cer, fără de veste, s-a făcut vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede. Sunt convins că unii dintre dumneavoastră v-ați adus aminte când ați auzit acum aici de suflarea de vânt. V-ați adus aminte și de prorocul Ilie care s-a învrednicit și el de o adiere de vânt lin, de vânt subțire, cum se spune în cartea regilor. O adiere de vânt subțire s-a învrednicit Ilie. Deci este o asemănare perfectă cu ceea ce s-a întâmplat la cincizecime, cu apostolii, cu ceea ce a simțit de acum și prorocul Ilie. Suflare de vânt ce vine repede. Au umplut toată casa unde ședeau ei și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc. Și a așezut pe fiecare dintre ei icoana pogorârii Duhului Celui Preasfânt, pe care o avem și icoana, deci în mod deosebit, care este pictată în bisericile noastre, prezintă cum apostolii stau de jur împrejurul unei mese și cum deasupra fiecăruia Duhul cel Preasfânt este coborât în chip de limbi de foc. Și vedeți că și noi ne-am împodobit biserica și dumneavoastră casele și a spus și la porți, tei sau nuc, care ne amintesc de limbile de foc, care se pogorau din cer, care s-au pogorit din cer peste Sfinții Apostoli. Și a așezut pe fiecare dintre ei și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăii. Acum aici, iubiții mei, vedem o anumită lucrare a Duhului Celui Preasfânt. Duhul cel Preasfânt, pogorându-se peste apostoli, aceștia au început să propovăduiască, să vorbească în alte limbi. Și iată, cum spune Sfânta Scriptură, precum le dădea lor Duhul, deci grăiau, și erau în Ierusalim atunci bărbați cu cerni și toate neamurile care sunt sub cer, deci oameni de vază. Și făcându-se glasul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei în limba sa. Deci îi auzea pe apostoli vorbindu-se în limba lor. Și erau uimiți toți, se mireau zicând, au doară, nu sunt aceștia galileieni? Și cum îi putem noi auzi fiecare în limba noastră în care ne-am născut?
Și spune Scriptura mai departe, parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia, în Capadocia, în Pont, în Asia, în Frigia, în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei și cea de lângă Cirene și Roman, întreacăt, iudei și prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Și toți erau uimiți și nu se dumireau, zicând unul către altul, ce poate să fie aceasta? Unii se gândeau și ziceau, sunt plini de must. Atunci Petru, Sfântul Apostol Petru, spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, a ridicat glasul și le-a vorbit, bărbați iudei și toți cei care locuiți în Ierusalim, aceasta să fie cunoscută și luați în urechi cuvintele mele. Aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, căci este de bea al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ceea ce s-a spus prin prorocul Ioil. Ca în Cartea Vechiului Testament îl găsim pe prorocul Ioil și scriere lui. În zile ce din urmă, zice Ioil, voi turna din Duhul meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor proroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea bătrâni, vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa. Și voi turna și peste slugile mele și peste slujitori voi turna din Duhul meu și vor proroci și minuni voi face sus în cer și jos pe pământ, semne, foc și fumegare de fum. Soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge. Deci prezintă Sfântul Apostol Petru de acum tot ceea ce a scris prorocul Ioil despre lucrarea Duhului Celui Preasfânt. Deci aici, în aceste cuvinte, vedem lucrarea Duhului Celui Preasfânt care este în lume. Și încheie apostolul zicând de acum, și tot cel ce va chema numele Domnului, acela se va mântui, spune Sfântul Apostol Petru. Apoi, apostolul, de acum, când la întrebarea mulțimea a întrebat și ce să facem, el a răspuns, pocăiți-vă, în versetul 38 din capitolul 2, și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Deci iată ceea ce s-a prezis de profeții Vechiului Testament și ceea ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii, că nu este altceva decât un rod al lucrării lui Dumnezeu în lume. Că nu este altceva decât un milostivirea lui Dumnezeu și revărsarea Duhului Celui Preasfânt. Iubiții mei, să știți că mulți din părinții bisericii și învățătura bisericii noastre se întinde de la facerea lumii și până la Rusalii, care au fost lumea Vechiului Testament, a cercetării lui Dumnezeu, și de acum, de la Rusalii, din ziua de astăzi și până la sfârșitul veacurilor, lumea Harului, viețuirea în Har, prin lucrarea Duhului Celui Preasfânt, prin revărsarea Duhului Celui Preasfânt în lume. Evanghelia pe care am auzit-o astăzi a vorbit, dragii mei, tocmai despre lucrul acesta, că Duhul Cel Preasfânt s-a coborât în lume și în ziua praznicului a spus Evanghelia, s-a rostit astăzi versetul 37 din capitolul 7, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie
vor curge din pântecele lui. Și aceasta a zis-o despre Duhul pe care avea să-l primească acei ce cred în el. Căci încă nu era trimis Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese prea slăvit. A zis Evanghelia de astăzi. Deci, revenind la textul acesta 37, cineva care, cel care însetează de dor, cel care are dor după Dumnezeu și însetează după Dumnezeu, acela să vină și să bea la Iisus. Cel ce crede în Iisus, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Și v-au pune întrebarea, care sunt acele râuri? Răspunsul îl vom da. Și aceasta a spus-o despre Duhul cel Preasfânt, pe care aveau să-l primească cei ce cred în el. Deci noi, cei ce credem, într-un noi se revarsă Duhul cel Mângâietor. Și Duhul cel Mângâietor are roadele lui. Și roadele Duhului celui Preasfânt, iată, ne le prezintă foarte frumos Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, în capitolul 5, versetul 22. Rodul Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credință, blândețe, înfrânare, curăție. Împotriva unora ca acestora nu este lege. Iar cei ce sunt al lui Hristos și au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele, dacă trăim cu Duhul, cu Duhul să și umblăm. Să nu fim iubitori de mărire de șoartă, întărtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Încheie Sfântul Apostol Pavel, capitolul 5 din Epistola către Galateni. Deci roadele Duhului Celui Preasfânt, care se revarsă întru noi, darurile, râurile acelea de viață, care țâșnesc din lăutrul nostru, sunt acelea pe care le-ați auzit. Dragostea, bunătatea, facerea de bine, îndelunga răbdare. Cine le are pe acestea, acela l-are pe Duhul cel Mângâietor. De aceea Domnul a spus că după, și Sfântul Apostol Pavel în epistole sale, că după roadele lor îi veți cunoaște. Deci îi cunoaștem pe oamenii duhovnicești după roade, după roadele care sunt în noi. Și frate și soră într-un Hristos, să ne punem fiecare întrebarea. E stăpânită inima mea de dragoste? Dar nu numai atunci când mă aprind, ci chiar și atunci când cineva mi-a rostit un cuvânt, un cuvânt de rău. Chiar și atunci când cineva m-a prigonit într-un anume fel, când m-a grăit de rău sau când m-a nedreptățit, am reacționat eu negativ? Dacă am reacționat negativ și nu am reacționat cu dragoste, cu bunătate, cu răbdare, cu blândețe, atunci Duhul nu prea este întru mine. Dar dacă am reacționat cu dragoste, l-am întâmpinat, cum spune unul din părinții bisericii, Antonie de Suroj, ura lui am făcut-o să se izbească de zidul dragostei mele. Și dragostea mea a topit ura lui. Deci omul duhovnicesc, omul înduhovnicit, omul stăpânit de Duhul cel Mângâietor, știe să topească ura și vrajba din jurul lui. Știe să topească mulțimea vorbelor, a critelilor și atâtor nelegiuiri. Pentru că avea dragoste nu înseamnă nimic altceva decât a te jertfi și a fi inima ta plină de iubirea cea nemărginită a lui Hristos.
Iubiți credincioși, începând din această zi, vom rosti, căci în perioada de la Sfintele Paști și până acum la Rusalii, rugăciunea Împăratei Ceresc nu s-a rostit în biserica noastră. Nu pentru că Duhul Cel Preasfânt n-ar fi fost prezent și n-ar fi lucrat, ci tocmai din contra, că este prezent și viu, ci pentru a da mult mai multă importanță sărbătorii acestea de astăzi. Și dar totodată și pentru a da importanță sărbătorii Învierii, iar de la Înălțare și până acum la Rusalii, pentru a da importanță sărbătorii Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos. Căci fiecare rugăciune a noastră din perioada aceasta, de la Paști și până la Înălțare, am spus tuturor că Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, iar de la Înălțare și până acum, am rostit Cel ce într-o slavă s-a înălțat de pe pământ la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. De astăzi înainte, până la odovania praznicului, vom rosti Cel ce în chip de limbi de foc din cer a trimis pe Duhul Cel Preasfânt. Dar El, Duhul Cel Mângâietor, în mod deosebit, începând de astăzi, îl invităm, sau mai bine zis, ne deschidem brațele și inima și cerem ca să vină înăuntrul nostru prin rugăciunea cea frumoasă, Împărate Ceresc, pe care părinții au cântat-o acum câteva minute în urmă și pe care o vom cânta imediat ce vom începe, după ce vom încheia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, vom începe vecernia zilei de astăzi. Căci vecernia zilei de astăzi închipuie parcă în mod și mai tainic adumbrirea peste noi a Duhului Celui Preasfânt. Și rugăciunea Împăratei Ceresc, Mângâietorule, mai întâi îl numim că este Împărat Ceresc, apoi este că Cel care ne mângâie pe noi, Mângâietorule, Duhul Adevărului, dar Mângâietor, revin, căci mi-a fugit mintea, poate unul se gândește la doar numai o mângâiere din aceasta omenească, ci nu. Mângâierea Duhului Celui Preasfânt este mult mai adâncă. Fericit este creștinul, fericit este slujitorul, fericită este mama, fericit este tatăl, fericit să fie copiii, părinții, monahii, care simt mângâierea Duhului Celui Preasfânt. Cel ce a simțit mângâierea, într-o zi ca aceasta, nu este în altă parte decât aici, în casa lui Dumnezeu, aici așa cum ați venit. Dacă nu ați fi simțit în viață mângâierea Duhului Celui Preasfânt, nu erați aici. Dacă nu am fi simțit mângâierea Duhului Celui Preasfânt, nu ne-am apropiat de Sfintele Taine, nu am iubit laudele Bisericii, căci în fiecare lauda Bisericii noastre este prezent Duhul Cel Mângâietor. Nu este vreme acum ca să vă tălmăcesc, să vă spui ce simbolizează mai fiecare lauda Bisericii noastre. Ceasul nou, vecernia, utrenia, ceasurile, obendița, toate au o simbolistică și toate atrag harul Duhului Celui Preasfânt peste Cel care participă. Și ați văzut dumneavoastră, pacea este dată de atâtea ori de slujitorul lui Hristos, care ține locul lui Hristos, care îl simbolizează de multe ori pe Hristos. Pace vouă, pacea mea dau vouă. Pacea când preotul o dă, este iarăși putere de la Duhul Cel Preasfânt, pe care El ne-a dat-o nouă. Și pacea aceea mângâie sufletele noastre. El este Duhul Adevărului,
care pretutindene ești și pe toate le plinește, este pretutindeni Duhul cel Mângâietor. Să nu vă imaginați că este vreun loc unde Duhul cel Preasfânt să nu fie prezent. Sau să fim noi în vreun loc unde să-L chemăm și El să nu vină. Și aici am să vă amintesc, nu cred că e vreunul dintre dumneavoastră care să nu fi citit vreun cuvânt despre ceea ce s-a întâmplat în temnițele comuniste sau în lagărele sovietice, despre creștinii care erau umiliți, dezbrăcați, goi, care erau puși în situații umile, dar acolo ei îl chemau pe Duhul cel Mângâietor. Ei chemau numele lui Dumnezeu și acolo, în acea stare de umilință în care se aflau, și acolo era prezent. Și aș zice, poate mai mult acolo ca în multe alte locuri. Era prezent Duhul cel Mângâietor. De aceea părinții au pus în această rugăciune, Împărate Ceresc, care pretutindene ești și pe toate le plinești. Adică a plini, adică a le desăvârși, a le primeni, a le înnoi, a le ridica. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, El dătător de viață, de câte ori mama nu are grijă de prunc sau de câte ori noi invocăm pe Duhul cel Mângâietor ca să dea viață, Doamne, mai dăm puține zile și îți voi sluji ție. De câte ori cei care sunt pe pragul plecării mai cer de la Dumnezeu, mai dăm, Doamne, nițică viață. Și cine este cel care dă? Duhul cel Preasfânt. El dă viață. El dă lungimea de zile. Și în felul acesta, dându-ne nouă viață și rostindu-i toate acestea, chemându-L, invocându-L, în felul acesta îi zicem, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Curățirea, una din lucrările Duhului Celui Preasfânt, este curățirea sufletelor noastre. Lucrarea în lumea Duhului Celui Preasfânt, aș îndrăzni să spun că o găsim în două moduri exprimate, parcă în mod deosebit. Duhul cel Preasfânt este sfințitor și curățitor, sau curățitor și sfințitor. Trece, curăță urma păcatului, șterge și apoi sfințește. Și dacă am zis aceasta, am să vă amintesc de taina spovedaniei. Ce este taina spovedaniei? Mergem plini, împovărați de greșelile noastre, mai mari sau mai mici, și acolo, în virtutea tainei pe care Hristos a dat-o, puterii pe care Hristos a dat-o preoților, când a zis, pace vouă, luați Duh Sfânt. Am auzit chiar în prima zi de Paști lucrul acesta, la vecernie. Am auzit spunându-se, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate, și cărora le veți ține ținute, vor fi. Și când spune Sfântul Ioan Gură de Aur, când robul zice aici, te iert și te dezleg, sus stăpânul întărește. Deci iată, numai aici, puterea curățitoare a Duhului Celui Preasfânt, prin taina spovedaniei, ne curăță de păcat și ne apropie, ne face, ne dă putere, ne sfințește, căci ați văzut mintea, ne este limpede, mintea ne este curată, taina spovedaniei, pentru aceasta Hristos ne-a lăsat-o, pentru primenirea noastră. Pentru că știa că va trimite pe Duhul cel Preasfânt, care curăță și sfințește sufletele și inimile noastre. Iubiți credincioși,
În Sfânta Liturghie, Duhul cel Preasfânt îl găsim pe deplin prezent. Aș aminti mai întâi rugăciunea pe care o rostim cu toții înainte de apostol. Și o cântăm și o și rostim. Sfinte Dumnezeule! Când am zis Sfinte Dumnezeule, mă refer la Dumnezeu Tatăl. Sfinte Tare, mă refer la Dumnezeu Fiul, Cel Tare, Cel care a biruit cu jertfa Lui, care a biruit moartea, Cel care s-a dovedit biruitorul morții. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte fără de moarte este Duhul cel mângâietor prezent în biserica noastră, este Duhul cel care rămâne, este fără de moarte, rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor și este prezent, viu și lucrător. În Sfânta Liturghie, apropiindu-ne treptat de miezul Sfintei Liturghii, pe care l-am trăit cu toții astăzi aici, împreună, noi în Sfântul Altar, cu mâinile ridicate, dumneavoastră aici, și am rostit rugăciunea cu care am început cuvântul de astăzi. Doamne, Cel ce pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea l-ai trimis apostolilor Tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, ci ne-l înnoiește nouă. Prin această rugăciune, prin care am cerut lui Dumnezeu, că așa cum a trimis pe Duhul cel Preasfânt în ziua cinzecimii, așa și acum și aici, aici și acum, trimite nouă pe Duhul cel Preasfânt, ne-l înnoiește nouă. De ce să ne-l înnoiască? Pentru că l-avem. De unde l-avem? De la taina botezului. Prin taina botezului ne-am unit cu Hristos. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui, mă lepăd? Răspunde nașul sau cel ce se botează. Te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos. Și te închin lui, mă închin Tatălui și Fiului și Duhului Celui Preasfânt. E bine, de atunci avem sălășluind în inimile noastre pe Duhul cel Mângâietor. Vă poftesc la o lectură duhovnicească într-o această zi, într-o aceste zile. Sunt tipărite prologele. Vedeți, pe 1 ianuarie, cred, la Sfântul Vasile cel Mare, este relatat acolo o întâmplare din viața Sfântului Vasile cu acel tânăr, care cu sânge și-a scris că se leapă de Hristos. Veți afla acolo cum diavolul, el singur mărturisește cât de puternic este taina, cât de puternică este taina botezului. Și cum numele lui Hristos este întipărit în lăuntrul nostru. Deci vă poftesc la această lectură domnicească într-o această zi sau zilele acestea, căci nimic nu e mai de preț și mai frumos ca o lectură bună domnicească care nu face nimic altceva decât primenește mintea noastră, schimbă, o mută de la cele rele spre cele bune. Și după ce am rostit, revin acum, după ce preotul, deci în miezul Sfintei Liturghii, a invocat pe Duhul cel Preasfânt, rostește rugăciunea prefacerii. Încă aducem ție această slujbă duhovnicească și fără de sânge. Te chemăm, te rugăm și cu minință la tine cădem. Și rostește preotul în fața Sfântului Disc și a Sfântului Potir, unde este Sfânta Pâine, unde este Sfântul Agneț și sângele vinul pus în potir. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului Tău.
Și zice preotul mai departe, iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului tău. Și rostește rugăciunea finală, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Și atunci, întregul sobor, diaconii și preoții, care sunt în jurul Sfintei Mese, spun de 3 ori, amin, amin, amin. Adică așa să fie. Darurile acelea de pâine și de vin să fie prefăcute în trupul și sângele Domnului. Deci, aceasta e liturghia noastră și întâlnire. Întâlnire în mod deosebit cu Duhul cel Mângâietor. Dar ce este fărâma de pâine și picătura de vin? Trupul și sângele Domnului Hristos. Că vedeți, nu avem nevoie de un potir întreg și de o pâine întreagă, ci avem nevoie de o fărâmă cât de mică. Pentru că aici nu este hrană omenească, ci este hrană duhovnicească. Ne împărtășim din Duh și Duhul ne umple absolut întreaga noastră ființă. De aceea, atât în Sfânta Liturghie, cât și în celelalte taine pe care le primim, ca în aghiazma mare sau în aghiazma mică, cine trebuie să luăm o găleată de aghiazmă mare? O singură picătură, o singură cană și avem pe un an întreg. Și ne hrănim. Și simțim când am luat-o, simțim puterea înnoitoare, dar suprema întâlnire cu Preasfânta și Dumnezeiasca Trăime este în Sfânta Liturghie, în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, pentru a participa la Sfânta Liturghie, avem nevoie de curățirea de patim, avem nevoie de creșterea în virtuți. Și acestea două sunt baza rugăciunii noastre. Va zice cineva, m-am rugat, dar n-am fost ascultat. Am cerut, dar nu mi-a dat Dumnezeu. Ei bine, două condiții, baza rugăciunii, curățirea de patim și creșterea în virtuți. Dacă ne silim spre acestea, atunci rugăciunea, Duhul cel Preasfânt se roagă întru noi cu suspine negrăite. Și în felul acesta de acum, venind aici, în casa lui Dumnezeu, împreună realizăm o legătură duhovnicească, o relație iubitoare de între noi, căci nu ne putem urâ. Căci am lăsat ura dincolo de ziduri, am lepădat-o, a lepădat și gândul ce rău și a venit aici, în casa lui Hristos, plin de iubirea Lui. De aceea unirea cu Hristos, unirea în Hristos prin Duhul cel Preasfânt, aici în biserică nu este altceva decât o oglindă a Preasfintei și Dumnezeieștii Trăimi. Și noi formăm biserica aceasta luptătoare, întemeiată astăzi, la cincizecime, în mod văzut, în chip tainic de Hristos pe cruce, iar în chip văzut, aici, la cincizecime. Inimile noastre unite într-o iubire și slujitorii Sfântului Altar, înainte de prefacere, înainte de momentul culminant, se îmbrățișează ca și diaconi, i-ați văzut, în mijlocul dumneavoastră, spunând Hristos în mijlocul nostru, este și va fi. Deci, ei bine, Hristos nu poate fi decât numai în chipul iubirii și al jertfei. Cine își imaginează că îl poate avea pe Hristos, fără ca să iubească, fără ca să se jertfească, se înșeală. Hristos nu înseamnă altceva decât iubire, jertfă, smerenie adâncă. Și când acestea rodesc într-un noi,
Când acestea le avem, atunci îl avem pe Hristos înăuntrul nostru. Cel ce nu participă la Sfânta Liturghie și fuge de Sfânta Liturghie, acela sărmanul trăiește într-o izolare. De aceea părinții bisericii, știind lucrul acesta, au pus o lege, un canon și au zis, creștinul trebuie să nu lipsească mai mult de 2, maxim 3 săptămâni de la Sfânta Liturghie. Mai mult nu îi se permite. De ce? Pentru că se răcește sufletește. Pentru că ce este viața noastră într-un Hristos, într-un cuvânt? Trăim aici liturghia, comuniunea deplină cu Hristos euharistic și mergem la casele noastre și ducem iubirea lui Hristos, revărsându-se prin cuvintele, prin faptele, prin gândurile noastre, revărsându-se din inima noastră iubirea lui Hristos. Și atunci este ceea ce ați auzit, acea liturghie de după liturghie. Deci este o continuare a acestei jertfe. Și iarăși venim și ne hrănim, ne primenim la liturghie și așa trăim. De aceea, clopotul este pus la biserica noastră pentru a ne vesti că e liturghie, pentru a ne aduce aminte că trebuie să ne primenim sufletește. Cei care s-au ridicat și se ridică unii împotriva chiar și a glasului clopotelor, aceia sărmanii trăiesc în izolare. Clopotul îi deranjează pentru că ei singuri s-au izolat și nu mai pot suporta comuniunea, chemarea la comuniune, chemarea la dragostea cea sfântă. Iubiți credincioși, Sfânta Liturghie este Evanghelia mereu actualizată și nicio asociație, nicio adunare sau orice altă legătură nu creează o legătură atât de puternică cum creează Sfânta Liturghie. Nicăieri nu ne putem uni pe deplin duhovnicește, sufletește, așa cum o putem face în Sfânta Liturghie. De aceea, ați văzut, preotul rostește, pace vouă, și dumneavoastră răspundeți și Duhului tău. Este o împreună slujire. Este împărăția dragostei nesecate a Sfintei Treimi. Spune unul din Sfinții Părinți, dacă nu iubesc alte persoane și nu sunt iubit de ele, mă sărăcesc de viață și mă plictisesc de mine însumi, până a nu mă mai putea suporta. Deci dacă nu mai există dragoste, eu să-mi dăruiesc dragostea și nu mai simt dragostea celuilalt venind către mine, atunci mă plictisesc de mine însumi. De aceea, ați văzut, sinucigașii, de ce ajung aici? Pentru că nu mai au puterea de a iubi. Nu mai au puterea de a se jertfi, de a se dărui pentru celălalt. De aceea, în jertfă, totul are sens. Și fără de jertfă, totul este fără de rațiune. Și fără de sens. În jertfă, în liturghie și în dragostea noastră, totul are sens. De aceea, iubiți credincioși, la originea Sfintei, la originea lumii, actul creării, nu stă nimic altceva în actul creării decât iubirea cea nemărginită a preasfintei Treimi. Și acum mi-am amintit de condacul praznicului de astăzi. A amintit de un moment din Vechiul Testament, când cel prea înalt în Vechiul Testament, vă aduceți aminte, la turnul Babel, s-a pogorât și a amestecat limbile. Atunci într-o despărțire a fost. Dar acum, spune cântarea de astăzi,
La o unire pe toți i-a chemat. N-am ascultat textul din Sfânta Scriptură? Parți și mezi și elamiți auzeau cuvântul lui Dumnezeu rostindu-se în limba lor. Deci aceasta nu este altceva decât lucrarea Duhului Celui Preasfânt, doar Duhului Cel Mângâietor. Iubiții mei, facă bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să simțim cât mai mult dragostea cea nemărginită a Preasfintei și Dumnezeieștii trăim și să ne silim fiecare dintre noi ca prin dragostea noastră să fim o părticică din acea oglindă a Bisericii, din acea oglindă a Preasfintei și Dumnezeieștii trăim. Și atunci cu dragostea mea, unită cu dragostea celui de lângă mine și toate cuprinse în dragostea cea nemărginită a lui Hristos, adumbrită de puterea Duhului Celui Preasfânt, va face ca eu niciodată să nu mă tem și să nu mă simt singur. Pentru că dragostea Lui s-a revărsat întru inimile, în inima mea, cum spune Sfântul Apostol Pavel, harul lui Hristos și dragostea Lui s-a revărsat pe deplin în inima mea, a zis El. E bine, de ne vom sili, vom simți și noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin.